În ziua în care au intrat în vigoare noile restricții de circulație, am depășit și pragul de 900 de îmbolnăviri cu noul coronavirus în România. A crescut și numărul deceselor. Avem 13 persoane decedate în acest moment. Cu ultimele date vine însă colega mea, Mădălina Iacob, de la Observator Update. Mădălina, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, Mihaela! 112 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus pe teritoriul României. Iată, numărul a ajuns la 906 cazuri dacă vorbim despre persoanele infectate cu COVID-19. 13 decese, așa cum spuneai și tu, 18 pacienți la terapie intensivă internați în acest moment. 8 dintre ei sunt în stare gravă, restul sunt într-o stare bună, staționare, ne transmit medicii. Peste 100.000 de persoane în izolare la domiciliu și peste 6.000 în carantină instituționalizată, medicii îi țin sub supraveghere. Vă reamintesc linia verde pentru COVID-19 0800 800 358. Și dacă ne uităm la situația la nivel mondial, atunci peste 438.000 de persoane au fost diagnosticate până în acest moment, aproape 20.000 de decese, dar și vești bune, peste 111.000 de persoane care s-au vindecat. Situație sumbră în continuare în Italia, 743 de oameni au murit ieri, iar în Spania, din ce în ce mai grav, 738 de decese noi, numărul total al persoanelor decedate peste 3.000, practic au depășit China. Noi, în continuare, la Observator Update, așteptăm declarațiile președintelui Klaus Iohannis. Urmează să iasă din ședința cu premierul și cu miniștrii din diferite cabinete. Urmează să vedem ce măsuri noi ne transmite Klaus Iohannis. Mihaela. Mulțumim pentru informații, Mădălina. Situație